Eu spun să mai stăm câteva minute pentru că merită să-i urmărim primind medaliile de argint pe reprezentanții noștri, Benisio și Ovidiu Ionescu. Un turneu de dublu mixt foarte bun. Iată, au schimbat culoarea din bronz în argint după două medalii de bronz la campionatele continentale în proba de dublu mixt. A venit și medalia de argint. Poate la următorul campionat european va veni și cea de aur. Deocamdată anul viitor este campionatul european pe echipe la Malmö, în Suedia, unde România ne-a obișnuit să se bată pentru medalia de aur în întrecerea feminină. Vicepreședintele Federației Europene va anuna medaliile. Die Champions Flowers werden überreicht von Wilfried Lieg, Europameister Mixed Duisburg 1978. Și un fost campion european al Germaniei în proba de dublu mixt. Gewinner der Bronzemedaille für Österreich. 1978 Duisburg. Bronz, iată, Gardu și Polcanova, ambii naturalizați pentru Austria. Ea născută la Chișinău, el la Budapesta. Dar, după mine, erau principalii favoriți la medalia de aur. Reprezentanții noștri au învins în semifinale. După ce au fost conduși cu 2-0, au revenit și au învins cu 3-2. Din Slovacia, a doua medalie de bronz acordată, Balazova și Pistei, doi sportivi obișnuiți cu podiumul în probele de dublu, învinși de Lebeson și Ioan cu 3-0 în semifinale. Și pe treapta a doua a podiumului, doi mari sportivi ai României, Benisio și Ovidiu Ionescu, argint la această ediție a campionatului continental. Să-i felicităm, bravo Ovi, bravo Beni, bravo antrenorilor, Andrei Filimon, l-ați văzut în imagine, dar și Viorel Filimon, unul dintre ei pregătește lotul masculin, unul lotul feminin. Iată și delegația României. Începe frumos campionatul european pentru delegația României, argint în proba de dublu mixt. Prima medalie a delegației noastre. Sperăm să fie cât mai multe și cât mai strălucitoare. O medalie de moral pentru cei doi în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris, unde se califică doar 16 dubluri. Berni și Ovidiu au terminat pe locul 5 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Și campioni europeni, Ioan Jianan și Emmanuel Lebeson. 3-1 finală cu Sergiu Ionescu.
Vor aștepta 2 ani Berni și Ovidiu pentru a-și lua revanșa în fața celor doi. De ce nu poate la Jocurile Olimpice? Marseillaise!